A demonstrat că este mai puternică decât virusul și a ieșit învingătoare din această luptă. Este povestea Nataliei Lesnic, care a fost diagnosticată pozitiv la noul coronavirus, iar după 10 zile de tratament complicat pe patul de spital, în ziua de Paște a aflat vestea mult așteptată. Te-ai tratat, poți merge acasă. Chiar și așa, pentru ea condițiile de carantină continuă, iar îmbrățișările cu cei dragi rămân în continuare interzise. Natalia Lesnic, în vârstă de 38 de ani, lucrează într-o instituție publică. Angajata spune că, deși a respectat toate regulile de igienă și a evitat mereu spațiile aglomerate, s-a infectat, iar vestea că testul COVID a fost pozitiv i-a dat lumea peste cap. Cu regret sunteți testate pozitiv. Ambele testuri, și nazofaren și orofaren, și-au dat testul pozitiv, deci am rămas portret, am rămas fără cuvinte, mă uitam într-un punct, prima reacție nu acceptam nici într-un caz. În gândul meu fulgerau gânduri, emoții și nu acceptam, la care am zis că poate e o greșeală. În cazul Nataliei, boala a debutat cu o formă ușoară, însă treptat simptomele s-au agravat și a fost nevoie să fie conectată la aparate. Data de 7 seara am revenit de la serviciu. A crescut febra la fel 37 și 4 și brusc a apărut insuficiență respiratorie. Deci încercam să inspir și nu mai puteam. Stăteam la geamul deschis, respiram și aveam impresia că nu mai ajungea. Era apărut și durere de cap, slăbiciune, amețeli. Dintr-a doua zi am fost conectată la aparatul de oxigen, la care am stat 4 zile, periodic, îl scoteau un pic și să mă forțez să respir desinestătător, dar era foarte puțin, nu avem putere. După mai bine de 10 zile cu ajutorul medicilor, virusul a fost învins. Vestea că a fost tratată și poate merge acasă, Natalia a primit-o chiar în ziua de Paște. Atunci a înțeles mai mult ca niciodată că minunile se întâmplă. Când a doua zi dimineață m-a telefonat și mi-au zis că ambele teste sunt negative. Wow, era o emoție de nemaipovenit, buceam, plângeam toți. Erau niște emoții senzaționale, nu-mi venea să cred. Cum e posibil? În 10 zile, practic, m-ați pus pe picioare. Acum urmează o perioadă de izolare la domiciliu de 14 zile, iar pentru a nu pune în pericol viața membrilor familiei, ea stă într-o cameră separată. Stau în cameră separată, visele separate, lingerie, tot pentru igienă, fiecare membru are a lui, deci la toți am făcut separat, nu doar pentru mine. Mâncăm pe rând, ca să nu încălcăm distanța. Stau mai mult în cameră, când ies din cameră și comunic cu membrii familiei, totuși îmbrac masca, dezinfectez, prelucrez mâinile. Cel mai greu este fiului ei de 6 ani, care cu greu se abține de la îmbrățișări. Este mai dificil pentru copil, pentru că e mic și el nu înțelege. Și el zice, dă măcar un pic să te țin de o mână, dă măcar un pic să te cuprind. Și dă, mă rog, vin eu, încearcă să mă cuprind de măcar așa de piciorul un pic, dar oricum, ținem distanță. El îmi trimite văzdușne poțelui, îmi desenează inimioare, tot îmi zice că mă iubește, că... Mama, tu știi, când coleacul a rămas, încă 10 zile și gata, și virusul tău nu mai este. Și noi atunci o să putem să ne cuprindem, da? Zic, da. A demonstrat că este mai puternică decât virusul și înțelege bine că asta a fost posibil numai datorită medicilor care luptă pentru fiecare viață în parte. Mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut pentru mine și pentru familia mea. Chiar nu credeam că în 10 zile este posibil să mă pun pe picioare, să obțin acel test negativ. Mai ales că știind că nu e specificul lor, dar ei fac tot posibilul absolut pentru toți pacienții, toți se tratează cu compasiune, cu omenie și cu cel mai înalt profesionalism. Iar pentru a învinge pandemia, Natalia face un apel de solidaritate către toți cetățenii care se fac responsabili de această situație. Suntem toți într-aceeași barcă și depinde doar de noi toți. O să ieșim, o să mergem spre mal și o să scăpăm de această pandemie. O să decurgem din nou la o viață normală, la societate sănătoasă, sau continuăm să ne blămăm și nu facem nimic. Pentru a avea un sistem de sănătate sănătos,
trebuie și să contribuim. Elementar prin cea poliță de asigurare care o procuram.